am învățat ceva din acele zile și acele perioade când ne-a surprins, iarăși, o subliniez cumva, ne-a surprins cumva iar. Dacă am învățat, pentru că autospeciale în Chișinău s-au cumpărat, la nivel de țară s-au cumpărat, nu știu, o fi vorba despre alt fel de lipsuri. Domnul Jacob, cum credeți? Deci, cine se face vinovat? De ce avem această situație care se repetă de fiecare dată? Și... Bine, sunt două întrebări retorice, cine e vinovat și ce să facem. Deci noi ca și guvernare ne propunem să o luăm de la a doua, nu să căutăm vinovatul și la nivel de țară s-a luat atitudine, s-a luat act de experiența anterioară și bineînțeles că s-a pus miză pe o calitate cât de cât acceptabilă, un confort al acelor oameni, o securitate în trafic și acele acțiuni care se fac, se fac fiind luat în considerație acea experiență anterioară. Da, mai este de lucru, nu suntem încă pe deplin dotați cu tehnică, dar știm cel puțin ce avem de făcut. Ceea ce ține de capital, lucrurile stau deci invers. Pot să spun cu știre de cauză, polemizam chiar înainte emisiunii cu colegii din platou, eu fiind vicepretor și fiind asta responsabilitatea mea directă de zăpezirea, am avut deci mai multe intervenții când uite, ploua, după care lapoveță, după care zăpadă și pot să spun cu știre de cauză, asta nu este un temei pentru a avea acel dezastru pe care îl avem astăzi în Chișinău. Motivele din care s-a format așa situație. Prima este lipsa materialelor care pot fi antiderapant. Deci este sarea cea tehnică, nisipul cel amestecat, deoarece pentru acest sezon nu au fost făcute pregătiri. Pregătirile au fost făcute bine pentru iarna precedentă, și, într-adevăr, au fost suficiente materiale, materiale care se consumă, inclusiv acele pieri pentru tractoare, inclusiv acele gume pentru coșul ăsta de rănit zăpada. Și iarna a fost blândă, fără prea multe precipitații și, dacă țineți minte, chiar se demonstrativ se arunca sare ca să se arăte că, uite, se lucrează. Și resturile care au rămas sunt folosite acum. Asta este un motiv, deci nu există suficient material. Doi, sunt oamenii care sunt antrenați în aceste proceduri. Deci actualul preeuropean edil al capitalii, pe toți acei șefi de entități care nu au acceptat să fie membri de partid, i-a concediat. Aici vorbesc și de nivel de pretor și nivel de vicepretor și șef de întreprinderi municipale care se ocupă nemijlocit cu dezăpezirea și atunci avem cazuri când în fruntea entității este un om absolut bun, capabil într-un domeniu anumit, dar este absolut dilitant în acel domeniu și nemijlocit dezăpezirea. Și atunci ne trezim că acel om nu poate să facă față la aceste situații. Și vedem cum în loc de ex-drupo, care are obligațiunea să dezăpezească artiera principală, dezăpezește un tractor de la IMSL care are obligațiunea să dezăpezească trotuarul și se întâmplă calvarul ăsta, se întâmplă nesincronizare și iată avem ceea ce avem.